Se dorește a anticipa o întrebare din partea dumneavoastră pe care mi-ați spus-o la conferința anterioară și eu nu v-am putut răspunde, și anume regulamentul de blocare, ridicare a autoturismelor parcate neregulamentare. Ați aflat atunci că eu personal am depus un număr de 6 amendamente la acest regulament care aveau drept scop să separe cele două operațiuni. Blocarea de blocarea, de ridicarea mașinii. Citind noul regulament, am constatat cu plăcere că într-adevăr se delimitează clar când și în ce condiții se blochează autoturismul și când și în ce condiții se ridică. Un singur lucru, unul din amendamentele mele, era acela că blocarea, deblocarea, ridicarea autoturismului nu se poate face decât în locurile unde există semnul atenție, se ridică mașina. Îmi și justificam acest amendament prin faptul că dacă vine un cetățean din Coțușca, nu este obligat să cunoască acest regulament, care este o hotărâre a Consiliului Local Botoșani. Și atunci el, dacă parchează neregulamentar, se așteaptă să vină agentul de circulație, să-i dea o amendă și câteva puncte de penalizare. Nu să îi se blocheze sau să îi se ridice mașina. La ridicarea mașinii există specificat faptul că se ridică numai acolo unde există acest semn. Dar la blocare și deblocare, în acest capitol, a uitat să treacă. Abuzurile care s-au făcut pe vechiul regulament erau date de faptul că acel regulament avea o ambiguitate ieșită din comun. Erau atât de amestecate articolele, încât nu mai știai când se ridică, când se blochează, cum se eliberează și așa mai departe. La prima lecturare, cred că noul regulament clarifică aceste lucruri, iar în legătură cu acel semn și de la blocare de blocare, voi înainta primăriei, Consiliului Local, un nou amendament. În rest, n-am probleme